Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj desfășoară în această perioadă o amplă campanie de prevenire a accidentelor sau a situațiilor neplăcute care pot apărea dacă nu sunt respectate normele de securitate și sănătate în muncă. Sunt vizate principalele societăți comerciale de retail, dar și cluburile din oraș. Agentul economic are obligația să-și inventarieze zonele cu risc ridicat și specific. Aceste zone, după ce le inventariază, trebuie să fie aduse la cunoștința lucrătorilor, iar lucrătorii care au acces în această zone trebuie să fie instruiți. O altă prevedere legală care de asemenea ar avea consecințe în eventual asemenea eveniment ar fi acordarea primului ajutor. Legislația de asemenea prevede că angajatorul are obligația să-și desemneze lucrătorii care să acorde primul ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor. Aceștia nu numai să fie simpli desemnați, trebuie și instruiți. Trebuie să instruiască corespunzător, trebuie să-i doteze cu cele necesare acordării primul ajutor. Angajații nepregătiți pentru posturile pe care le ocupă, dar și insuficienta evaluare a riscurilor la locul de muncă ar putea genera oricând o tragedie similară cu cea care a îndoliat acum România. Antreprenorii care vor fi găsiți cu nereguli în ceea ce privește normele de securitate și sănătate în muncă vor primi sancțiuni cu valoare cuprinsă între 3.500 și 7.000 de lei. O altă problemă și mai ales la acei angajatori care au aglomerări de persoane sau un flux mare de persoane sunt căile de acces, căile de circulație. Acestea nu trebuie să fie blocate, nu trebuie să fie depozitate diverse materiale, ușile nu trebuie să fie încuiate. La asemenea clădiri sau asemenea încăpări, întotdeauna ușile trebuie să deschidă spre exterior. Și de asemenea, o altă prevedere aici sau o altă necesitate care ar fi aceea ca lucrătorii să fie instruiți ca în asemenea situații să știe cum să acționeze. Și această neconformitate în domeniul securității și sănătății în muncă e prevăzută în legea 319/2006 și se sancționează cu contravenție. Este contravenție, deci se sancționează cu amendă. În ceea ce privește prevenirea acestor situații, evaluarea riscurilor ar fi o componentă în măsură să scadă numărul accidentelor.